Va fi un asemenea război mare, încât atât de mulți se vor pierde, că vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui. Dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului și prin peșteri. Spunea că în acest război se vor distruge atâtea state, încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărâ să-și aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârșit, va începe pricoana împotriva adevăraților creștini, care vor trebui să scape fugind. Iar cei neputincioși și bătrâni, măcar de remorcile lor să se prindă și să fugă. Va fi război, continua părintele, povestirea iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite vor dispărea și oamenii și toate viețuitoarele dar înainte de aceasta dumnezeu va trimite tot felul de boli pentru oamenii cei slabi și ei vor muri când va veni antichrist la putere bolile însă vor dispărea cel de al treilea război mondial nu va fi pentru pocăință ci pentru nimicire Cineva l-a întrebat pe părintele. Asta înseamnă că vom pieri cu toții? Nu, a răspuns dânsul. Cei credincioși își vor vărsa sângele pentru credință și atunci ei vor trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioși vor merge direct în iad. Până când nu se vor completa rândurile îngerilor căzuți, Dumnezeu nu va veni la judecată. În timpurile cele de apoi, Dumnezeu și pe cei vii înscriși în cartea vieții îi va trece în rândurile îngerilor completând astfel rândurile. În ultimul timp părintele stând pe lângă coriști ne povestea foarte des despre timpurile de apoi și despre sfârșitul lumii acesteia. În timpurile acelea nu vor mai fi draceniat, ci toți vor fi pe pământ și în oameni. Va fi o mare calamitate atunci nici măcar apă nu va mai fi. Apoi va fi războiul mondial. Vor fi niște bombe atât de puternice, încât și fierul și pietrele se vor topi. Focul și fumul se vor ridica până la cer și pământul va arde. Vor rămâne foarte puțini oameni. Și atunci ei vor striga. Terminați cu războiul și să ne alegem un singur împărat pe tot globul. Acela